Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a participat la 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu la un eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava, la bustul marelui compozitor bucovinean amplasat în Parcul Central al municipiului Suceava, unde 170 de violoniști au interpretat balada lui Ciprian Porumbescu. Promovarea operei lui Ciprian Porumbescu în rândul noilor generații a fost unul dintre motivele principale pentru care am inițiat proiectul de instituire a anului 2023 ca anul Ciprian Porumbescu. Astfel, am fost foarte încântat să văd un număr foarte mare de copii și tineri în rândul interpreților la acest eveniment. Suita de manifestări organizată cu această ocazie a continuat cu un program artistic, culminând cu punerea în scenă a operetei lui Ciprian Porumbescu, Crainou, pe scena din centrul orașului. De asemenea, deputatul Gheorghiu a reamintit că în perioada 16-19 octombrie urmează a avea loc festivalul Ciprian Porumbescu,